Bună ziua, sunt Cristian Jura și vă invit în lumea fascinantă a drepturilor omului. Astăzi discutăm despre o chestiune fascinantă într-o locație fascinantă. Și când zic că suntem într-o locație fascinantă, mă raportez la 1Q84 al lui Haruki Murakami, unde erau niște lume așa paralele. Și zic că e un subiect fascinant în sensul că suntem în vizită la Times New Roman, dar nu-mi dau seama, suntem în font, suntem la ziar sau suntem la bere. Dar cred că în următoarele momente o să ne memorească Călin exact unde ne aflăm. Mă simt ca la școală. Ai început așa, dar, direct cu o serie de referințe culturale. Culturale, da, dar înainte de a trece la chestiunile de ca o mică paranteză, eu după ce am terminat facultatea, pentru că am avut o facultate în care a trebuit să studiez foarte mulți autori serioși, pe urmă am decis să termin cu seriozitățile. Și Murakami intră la categoria serios sau neserios? Nu, intră undeva între. Adică, beletristica pentru mine o apreciez la modul la care nu încearcă să mă învețe ceva. Adică m-am săturat de autori care vor să îmi prezinte cum stă treaba cu subiectul X sau Y. Am făcut-o... acum e pur și simplu plăcerea lecturii și atât. Noi am zis că suntem o lumea fascinantă a drepturilor omului și discutăm în contextul în care astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Berii. Ziua Mondială a Berii presupune, în primul rând, un drept al omului. Dreptul de a consuma alcool. Și vreau să începem discuția asta. Dar poate... vezi că dacă e Ziua Internațională a Berii, inclusiv acelei fără alcool. Și acelei fără alcool, corect. Deci, dar ideea este, aș vrea să începem, înainte să ajungem efectiv la bere și la Times New Roman, asta e pentru Ziua Internațională. Vreau să te întreb, cum e lumea în care trăim? Avem mai multe drepturi după 30 de ani de democrație? Deci ne raportăm la România. Ne raportăm la România sau avem din potrivă mai puține? Pentru că vedem că societatea se schimbă. Avem o lege împotriva fumatului. Dacă discuți cu cei care produc tutun, o să spună că, de fapt, alcoolul produce mai multe pagube decât tutunul. Da, s-ar putea ca în curând să avem și o, nu știu, lege, poate... Dacă vine unul și te bate, și pe urmă zice, da, dar ăla te-a bătut mai tare. Da. Nu așa se pune problema. Cum suntem? Cum suntem acum? Deci, noi ca societate românească, după 30 de ani, din punctul meu de vedere, în mod evident, avem mult mai multe drepturi. Adică, dacă luăm efectiv anii 90, raportat la presă, în primul rând, nu se mai întâmplă cazuri de jurnaliști bătuți și urmăriți și amenințați cum se întâmpla în anii 90. Adică la nivel de libertate de exprimare suntem mult mai în față. Într-adevăr, libertatea ta individuală de a rămâne, de a-ți proteja spațiul privat, asta s-a cam evaporat. Da, aici e vorba de un gest asumat, adică tu singur îți pui location-ul, îți activezi location-ul pe telefon. Acum 30 de ani nu știa Google sau cineva în fiecare zi ce trasee ai, pe unde te duci, ce orașe vizitezi sau așa mai departe. Dar pe de altă parte, asta e o chestie pe care constata Foucault încă de acum 10 de ani. Cu faptul că spațiul privat este sub asediu, pe vremea aia el se raporta la folosirea cardului la bancomat. Se știa că momentul X ai fost în locul Y. Ei bine, acum am ajuns în stadiul în care libertatea asta, spațiul ăsta privat e dinamitat, dar omul o face de bunăvoie. Adică sunt persoane care merg și își dau check-in, sunt acolo și mai pun o poză, sunt acolo, sunt cu ăla și fac aia. Deci omul își oferă spațiul privat către public de bunăvoie. Deci pentru mine asta e o... Ăsta e un lucru pe care m-am resemnat cum ar veni. Eu, de exemplu, nu pe Facebook personal nu postez nimic. Țin Facebook-ul din brațul profesional, ca să zic așa. Am default-ul la postare pe only me, că vreau să testez spațiul o chestie. Deci eu încerc să-mi păstrez spațiul privat cât de cât, dar oricum știe Google despre mine. Adică în fiecare lună îmi dă raport. Bă, ai fost... Dar pe de altă parte beneficiez, că eu îmi țin location-ul ăla ca să mă ajute, nu știu, să mă descurc, mă duc într-un oraș nou. Când am fost prima dată... Și vrei să bei poate o bere?
Da, și vreau să știu de unde o cumpăr, unde o găsesc. La fel, imediat îmi zice ce localuri în jurul meu au respectivul produs. Poate vreau o bere specială care se găsește în 3 locuri. Mm-hmm. Dau să-mi caut, deci să îmi caut, adică fa bun. E un troc, că nu sunt implicate aspecte financiare, sau în orice caz nu aspecte financiare vădite, că și eu beneficiez de informații de asta, el la rândul lui mă folosește pentru marketing și alte lucruri, baze de date. Am înțeles. El câștigă mai mult decât mine de pe... De pe urma asta, da. Da, că Google-ul e mai bogat decât mine, dacă o spune la mine în buzunar. Cred că e mai bogat decât noi toți, exact. Cei care suntem aici. Dar acum hai să revenim... E foarte vastă discuția asta a libertăților. Unele s-au câștigat, altele s-au pierdut. Dar, trăgând linie, suntem mult câștigați la nivel de libertăți, pentru că în ultima instanță poți să renunți la smartphone, la orice, nu știu, poți să te duci... Încă mai sunt zone neacoperite de semnal, până, cel puțin până ne microchipează ăștia cu 5G sau... Acum am înțeles că asta e la mod. E la mod, da. Bine, ăștia n-au altceva mai bun de făcut decât să ne bage chipul în cap. Și bă, cine plătește pentru chipul ăla? Fine, e mai complicat. E complicat. Hai să revenim la bere și să revenim la spațiul în care ne aflăm. De fapt, suntem în fund? Suntem la ziar sau suntem la bere? Suntem într-un spațiu. Sau suntem în toate trei? Ce a însemnat secolul 20 pentru cultura occidentală a fost, mă rog, așa zisa postmodernitate. Avea Baudrillard o vorbă care mi-a plăcut mult. Modernitatea a însemnat practic orgia. Momentul în care societatea occidentală s-a descătușat și a făcut de cap. Și acum suntem după orgie, știi? După ce s-a întâmplat orgia, nu te mai... Și acum, tocmai și raționalitatea e... Cred că depinde și de la societate. Deci de la noi putem să fim oriunde. Pentru că nu mai există referință. În epoca asta nu poți să te raportezi la o logică lineară. Că suntem în același timp și aici și dincolo. Adică poți să zici orice. Referința... mai întâi rostești cuvintele și pe urmă încep să capete sens, dar sensul capătă în funcție de ce sens bagă fiecare în ele. Pentru că eu dacă zic COVID, eu semnific într-un fel, altul se gândește la Bill Gates. Și dacă eu mă gândesc la un medic. Dacă spui Times New Roman? Păi eu mă gândesc acum... Dacă zic Times New Roman, mă gândesc la site, dacă zic TNR, mă gândesc la bere. Da. Deci o diferență. TNR e și site, adică noi avem, folosim apelativul ăsta de pe la începutul. De unde a apărut ideea asta să produceți o bere? Pentru că mi se pare o asociere interesantă. Eu n-am mai auzit, nu știu, un alt ziar, adevărul, evenimentul zilei, gândul care să aibă o inițiativă și să aibă și o băutură, nu știu, cu același nume. Nu știu, eu mă întreb de ce mi-a luat atât ca să ajungem la acest moment. În redacțiile din România, nu vreau să zic jurnalist, aici nu suntem jurnaliști, dar avem o redacție, avem un spațiu fizic în care venim, mă rog, acum cu distanțări și cu izolare mai puțin, dar e un spațiu în care venim, discutăm, propunem idei, le îmbunătățim sau renunțăm la ele și căutăm și discutăm orice tâmpenii și de acolo poate ne vin idei. Facem discuții continue și la un moment dat răsare ideea. În toate redacțiile se bea bere. Adică, mă rog, sunt unii care cred că sunt mai hardcore și beau și vorbe sau alte lucruri. Dar, în general, la bere... Asta ar fi o constantă. N-am început la Times Roman, am mai fost prin alte locuri. Într-adevăr, am avut un mic ocol de vreun an, aproape un an pe la adevărul. Acolo nu se bea bere, era o hală imensă, tot acolo se gândipera. Într-adevăr, acolo nu prea se putea. Dar altfel, pe unde am fost, și bineînțeles, dacă nu se putea, se ieșea la un birt din zonă. Da, înțeles. Și în contextul ăsta... Deci, asocierea între o redacție și o bere, hai că stăm la o bere, discutăm, să vedem ce idei ne mai vin, a existat dintotdeauna. Și atunci, pur și simplu, o chestie, dacă vrei, de matematică. Mă, dacă
Noi consumăm în redacție atâtea bere pe an. N-ar fi foarte mai bine să ne facem propria bere. Plus că urma să facem 10 ani de la înființarea site-ului și vreau să marcăm cu ceva special. Da, deci o bere aniversară. Da, trebuia să iasă exact la, mă rog, până făceam 10 ani, doar că a durat un pic mai mult decât credeam noi, mulțumim statului român, până să ajungem efectiv să avem bere. Să o produceți, efectiv. Da. Noi am început, să zic așa, cu vreo 6-7 luni înainte. Am zis, bă, să avem o bere peste 6-7 luni. Dar a ieșit cam după un an. Dar ce și la 10 ani? Călin, spune, ne dă niște detalii. Unde e fabrica? Cine se ocupă să o producă efectiv? De unde cumpărați hameiul? De unde ați găsit aici, linia de buteliere? Aici la cât produceți? Dacă putem să o găsim undeva? Aici aș invoca pe diviziunea muncii. Am înțeles. La detalii tehnice, doar așa, în mare. În mare. La fiecare. În primul rând am luat legătura cu o persoană care a lucrat în industria berii foarte mulți ani, peste 10 ani, 15 ani, n-am, pe care l-am rugat să ne găsească o fabrică ca să ne facă o bere pe gustul nostru. Deci referința a fost pentru că, na, să fie o bere de asta, nu, sunt asta craft, dar în general berile craft sunt foarte puține care sunt și tip lager, care e berea cea mai populară. Noi am vrut exact lager, cu asta am vrut să începem, pentru că am zis în primul rând trebuie să fie o bere care să ne placă nouă. Ăsta e tipul de bere pe care îl bem, dar în fine, să fie făcută corect. Și am testat de-a lungul timpului, am primit mostre din mai multe locuri și am ajuns la una dintre fabrici, dar e o colaborare care a început anul ăsta, n-aș putea să dau foarte multe detalii. Ideea înțeleg e că noi ne-am dus mai mult sau... după, nu, avem, nu, una singură. Adică, da, de la aniversarea de 10 ani a rămas aceeași colaborare cu fabrica. Am început, berea a ieșit cam prin februarie. Anul ăsta. Da, februarie-martie. Deci o bere tânără, da, ca să zic da. O bere are câteva nouă, luni. O bere tânără, da. De când de pe piață. Încă n-au trecut 6 luni de când a ieșit prima bere pe linie. Am înțeles. Și, în fine, cel mai important e berarul cu care lucrăm. Exact. Pentru că e o persoană foarte multă experiență, care face bere de peste 30 de ani, a studiat și în Germania și, nu știu, am pornit, am gustat o bere, am zis și am schimbat la ea și omul a înțeles perfect ce ne dorim și ne-a creat o bere pe gustul nostru. O bere care să fie, să se bea lejer, să fie plăcută, dar are și un pic mai puțin alcool decât. Să nu fie foarte tare, probabil. Are 4,5, alea clasice au 5. 5. E o bere așa mai light. Mai, nu neapărat mai light, light, dar mai ușoară. Mai boogie. Mai drinkability, cum au tot felul de apreciere ăștia, mai învățat și o chestie. Ea intră mult mai ușor, nu te umflă, nu nimic. Asta pentru că procesul de producție e riguros, se respectă pașii, se durează cel puțin 3 săptămâni, se ține, nu știu, parte deci, 2 practic, săptămâni la fermentat. De la picătura zero maturat, până la sticlă trec cam 3 săptămâni. Minim 3 săptămâni. Minim 3 săptămâni. Minim 3 săptămâni. Pentru că și respectați regula, să spunem, clasica, da, berii germane. Chiar nu avem nimic altceva în afară de apă, malți și hamei. În fine, sunt două tipuri de hamei și parcă trei de malți. Da, n-aș putea să zic care, am zis cu aspectele tehnice încă nu. Eu mai mult mă joc cu ea, o desfac, o pun în pahar, o beau, chestii de genul ăsta. Dar se simte lucrul ăsta pentru că am făcut nenumărate teste cu mai mulți colegi, prieteni, am pus să testeze intens berea și n-am avut reacții adverse, gen dureri de cap sau... Da, ce vreau să te întreb, poate fi considerat o bere craft? Din punctul meu de vedere, da. Da. Adică care e piața nu e... berii craft din România sau cum vă raportați? La fel, e o piață în creștere, că dar la fel nu e domeniul meu, zic așa în mare, cum ce informații am,
Știu că față de spațiul occidental e de 10 ori mai mic procentul de share-ul de piață al daily craft în România. Dar există un potențial de creștere, însă ăsta poate să vină doar odată cu educarea băutorului de bere. Pentru că pot să mai iau și pe mine ca exemplu. Am 20 de ani de consum responsabil de bere. Ai crezut că de presă. Și de presă. Și de presă. Împreună, merg mână-n mână. Și de presă un pic mai puțin. Și înainte, până acum un an sau așa, dacă auzeam de bere nepasteurizată sau nu se beau așa ceva. Nu mă, vreau bere de aia clasică. Eram obișnuit cu berea industrială. Industrială, da. Cu timpul, prin testare, că până la urmă așa te conduci cel mai ușor, îți dai seama că, de fapt, există și altfel de beri și o bere a noastră e nepasteurizată, de exemplu, e microfiltrată, dar nepasteurizată. Asta înseamnă că are un termen de garanție mai mic, dar și gustul e mult mai plăcut, că prin pasteurizare se mai pierde din gust. Da. Deci noi avem o garanție de 6 luni la ea. Asta industriale au un an, sau mult peste un an, dar asta prin concesia pentru calitate. Au luat din calitate ca să prelungească termenul de garanție. Sunt beri care poate să fie și nefiltrate și nepasteurizate, dar la alea garanția se duce la 1-3 luni. Deci alea poți să le faci eventual în loturi mici și când știi că ai o piață de desfacere asigurată. Că dacă le faci acum și n-ai unde să le vinzi, te trezești că ți-am inspirat. Ai idei cum stați cu vânzările? Așa, la început de drum, să zic, sau... Deocamdată nu aveam, e greu de cuantificat. Păi eu zic că stăm bine. Nu avem termen de comparație, nu știm la ce să ne raportăm. Bineînțeles, nu putem să ne raportăm la o corporație industrială sau așa, dar la alte produse din zona asta craft, mă gândesc la magazinele în care am ajuns deja, hipermarketuri și localuri. Deci, anul ăsta a fost situația cu restaurantele, în continuare sunt spațiile de interior închise. Situația asta cu COVID-ul se pare că a crescut consumul de alcool în România, per total. Vedeam niște studii a crescut aparent într-o primă fază, sunt multe informații care se bat cap în cap aici. La un moment dat, global ar fi scăzut pentru că, a crescut ăla din hipermarketul sau așa, că lumea și-a cumpărat de acolo. Dar, pe de altă parte, când s-a făcut cifra globală care includea și Horeca, a scăzut. A scăzut, am înțeles. Că, să fim serioși. Bine. Eu nu beau niciodată restaurante de mult acasă când beau la terasă. Plăcerea... Când ieși la terasă, ești cu amicii acasă, nu ai spor. Și văd că berea asta este descrisă ca fiind naturală, acidă, cred că acid cum e TNR, nu? Veselă și indecentă. Polisemie, am înțeles. Polisemie, aici acidă nu doar că are bule naturale, adică, uite, ăsta e un detaliu important, tot CO2-ul e obținut natural. De fermentație naturală. Da, în timpul fermentației nu este adăugat. Nu e adăugat absolut deloc și de-aia o să se vadă, de exemplu, dacă pun un pahar sau așa, bulele sunt foarte micuțe. Deci alea de industrial care sunt adăugate ulterior sunt foarte mari și s-au și dus. Dar asta la un moment dat pare că nu are bule. Cum o agiți un pic, cum se trezesc din nou la viață. Ele sunt acolo, doar că sunt mult prea bine impregnate în corpul berii, ca să zic așa. Nu sunt ca un corp străin, cum sunt CO2 au adăugat. Am înțeles. Având în vedere că sărbătorim Ziua Mondială a Berii, vreau să întreb, ai un mesaj pentru băutorii de bere, în primul rând din România? Păi, nu știu, mesajul meu ar fi că o Zi Mondială a Berii trebuie pregătită cum se cuvine din timp, respectând cu
bun, bere, cele 364 de zile dinainte. Adică nu știu. Că, adică nu vrei să te prinde ziua asta nepregătit. Nu stai 364 de zile fără bere și pe urmă de ziua bere ai băgat până la sol. Trebuie să ții corpul antrenat. Fiind o sărbătoare a berii, este mai degrabă să zicem o sărbătoare poate a gustului, o sărbătoare a calității, nu neapărat a cantității băute de-a lungul anului. Da, pentru că și piața berii, să zicem, a evoluat. Sunt foarte multe beri locale, sunt beri deja internaționale. Da. Sunt tot felul de grupuri de băutori de bere pe Facebook, unde poți să găsești tot felul de descrieri și unde găsești diferite tipuri de bere. Eu, de exemplu, am găsit o bere foarte interesantă la un moment dat, care se bea în două pahare. Deci era un pahar mai mare, în care puneai, să zic, aproape 95%, așa era concepută, și un pahar mai mic, în care spuneau că pui restul de 5%, care era sufletul berii. Și, de fapt, era 5%, era drojdia care mai rămânea și care avea puțin alt gust. Deci avea, erau gusturi diferite. Deci aveai două pahare din aceeași bere, dar erau gusturi diferite. La berile nefiltrate mai sunt urme de drojdie. Rămân urme de drojdie. Nu sunt impurități, sunt urme de la drojdie și, într-adevăr, am prins o bere din asta în care zicea că pot fi băute în două feluri. O agiți înainte, să se desfășoare drojdia, să fie uniformă prin toată berea, că e ok, nu e o problemă să o bei, sau nu o agiți și lași un pic pe fund unde o să rămână drojdia. Deci e o chestie de gust. Într-adevăr, e o diferență dacă o iei cu tot cu drojdie sau fără. Dar tot apropo de mesaj de ziua berii, aș mai adăuga beți bere autohton. Și preferabil nu... mă rog, pe cât posibil și bere craft, pentru că sunt foarte mulți care se străduie mult să facă o bere bună și depun un efort imens și chiar dacă poate uneori nu le iese cea mai bună bere, că sunt diferențe la unii de loturi. Că e greu să menții pe aceeași linie a gustului. Dacă la nu produci lor. Industrial, e exact. Dificil. Da. Dar sunt oameni extrem de dedicați care fac o treabă foarte bună și sunt și un fel de pionier, că nu e chiar atât de veche. Avem Zăganu, cred, care are de 10 ani, dar altfel doar de câțiva ani microberăriile astea de craft în România și eu aș încurajat pe toți, adică beți și TNR, dar beți și alte beți craft. Craft. Bun. Și pe urmă comparați și o să vedeți diferențele față de berea industrială. Călin, sau... îți mulțumim pentru amabilitate, pentru discuție. Sper că și, nu v-ați speriat Și le dorim la mulți ani tuturor berarilor, tuturor celor care produc bere, da, indiferent de bere, în special care produc bere craft în România și tuturor celor care consumă bere. Da, păi nu se poate o mâncărăcere. O să existe împreună. Mulțumim. Mersi și eu, mai bine.